Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Doctorul Naturii intră din nou în casele dumneavoastră din acest moment. În emisiunea de astăzi aducem în atenția dumneavoastră câteva plante indicate în cazul ovarelor polichistice. Alături de mine a revenit doamna profesor dr. Maria Pop, specialist în terapie cu plante. Bine ați revenit în studioul nostru! Bine v-am găsit! Avem astăzi încă o emisiune destinată doamnelor și domnișoarelor. Da! Este un subiect de interes, după numeroasele comentarii care s-au făcut la emisiunea anterioară, după numeroasele propuneri și întrebări care v-au fost adresate. Da, într-adevăr că multe persoane au întrebat, unele aveau deficit de estrogeni, altele aveau exces, altele ovare polichistice, altele diferite sindrome specifice femeilor. Acum, când vorbim de sindromul ovare polichistice, să nu ne gândim că s-ar putea întâmpla să fie niște ovare pline de chiști. Nici vorbă. Este vorba de un dezechilibru hormonal între hormonii feminini și hormonii bărbătești. Deci, hormonul bărbătesc, testosteronul, este în cantitate prea mare raportat de echilibru normal. Aceste ovare polichistice, aceste, să zic, în primul rând, să zic, aceste dezechilibre hormonale, în primul rând, duc la dezechilibrarea ciclului ovarian sau de producerea, deci un fel de dezechilibre periodice, se mai revine, din nou se deteriorează și cu atât mai mult că în acest caz poate să apară rezistența la insulină, deci modul de folosire, să zicem noi, în metabolismul glucidic. Dar și în sindromul de ovare polichistice apar o serie de probleme de creștere în greutate, de retenție de apă, dar un sindrom caracteristic, adică un simptom caracteristic, este hirsutismul, adică apariția părului pe față sau pe corp. Îngroșarea vocii, se poate scrie, vocea din feminină se poate îngroșa, cade părul, pielea se îngroașă și mari probleme sunt în menținerea și în purtarea în continuare a sarcinii. De obicei, femeile cu ovare polichistice nu rămân însărcinate. Deci, toate aceste probleme, de fapt, creează un tablou care, mai mult să spun, este diferit de la o persoană la alta. În cadrul acestei probleme, ce facem? Deci, sunt ovare polichistice, este dereglat echilibru hormon bărbătești, hormon feminin, dar ovarele, la nivelul ovarelor se produc niște probleme. Cresc ovulele în dimensiune. Cresc în dimensiune și știți că am vorbit de ovulele care sunt fabricate de foliculii ovarieni, fie că foliculii ovarieni nu eliberează ovulele, fie că eliberează ovulele, dar nu se maturizează. Și atunci în interiorul ovarului apar ca niște săculeți plini cu lichid. Deci cam ăsta e aspectul caracteristic al ovarelor polichistice. Deci ovarele pline cu acest săculeț, care probabil de aici și denumirea de ovare polichistice. Și de aceea, pentru că nu se maturizează, nu se eliberează normal și corect, pentru aceea femeia nu are ovulația cum trebuie, dacă nu are ovulația, nu se elimină ovulul la timp și cum trebuie, e normal să poată. Și în final nu poate rămâne însărcinată. Exact, exact. Dar, după cum am zis, apar și alte simptome, cum sunt creșterea în greutate, iar simptomele de un fel de, să zicem noi cu alte cuvinte, masculinizare. Deci femeia devine mai bărbătoasă. Mai bărbătoasă, chiar accente de multe masculine. Ori, dacă nu se iau măsuri, parcă și aspectul corpului devine mai drept, așa mai se mai reduc acele forme specific feminine. Iar simptomul caracteristic, v-am spus, apariția părului, de exemplu, pe față, în zone unde nu trebuie să fie păr și îngroșarea vocii. Oricum,
mai apar lateral și alte probleme, de exemplu, intoleranța la gluten, un factor de risc. Stresul, de exemplu, aici joacă un rol foarte urât, în sensul că stresul, prin hormonii stresului, acționează asupra celor doi hormoni din hipofiză, FSH, deci hormonul stimulativ folicular, și LH, hormonul luteinizant, pe care îi dereglează, la rândul lor, acești hormoni dereglează echilibrul estrogenic și ca atare se produc acele dereglări în final sau scăderea fertilității. Deci stresul nu este chiar bun deloc. Nu este bun niciodată stresul. Exact. Acum, în cadrul ovarilor polichistice, folosim fitoestrogen din plante sau nu folosim? Folosim, pentru că folosim să creștem hormonii estrogeni ca să putem oarecumva echilibra cu hormonii bărbătești, iar pe de altă parte putem folosi plante care scad hormonii androgeni. Ca să, iar din nou, ca să revenim la acel echilibru. Am înțeles. Și dăm o listă doamnelor și domnișoarelor? O listă de plante? Da, există. Aici există plante mult, mult mai multe. Și, dar nu uităm, paralel cu plantele, la fel facem detoxifierea ficatului, pentru că și aici ficatul este organul care metabolizează excesul de hormoni. Detoxifiem colonul, purificăm sângele. La detoxifierea ficatului, pe lângă sirimarina, armurariu, bineînțeles că sunt mult mai multe plante, dar aș aminti încă o plantă rară, mai puțin cunoscută, o plantă pe care am descris-o eu în ultima mea carte, intitulată Plante mai puțin cunoscute. Se numește boldo, este specifică femeilor cu ovare polichistice în cadrul detoxifierii nu numai a ficatului, ci și a tubului digestiv în general. Este un arbust originar din America de Sud, este medicinal prin frunze și scoarță, deci substanțele active din aceste două produse reglează estrogenii și au o acțiune de inhibare a producerii de hormoni bărbătești și de împiedicare a creșterii în exces al părului. Deci, un fel este împotriva în hipergonadism, așa, o plantă care, pe de o parte, crește hormonii estrogeni, pe de altă parte scade hormonii bărbătești ca să se producă un echilibru. Deci este bună, pe de altă parte se folosește planta respectivă în dispepsii digestive de orice tip. Este și o plantă care stimulează lactația la femei. Dar observația care o fac este că totdeauna se va folosi numai așa cum se recomandă, pentru că excesul acestei plante poate să facă rău, poate dacă, să zicem noi, s-a prins sarcina, că totuși asta nu înseamnă că femeile cu ovare polichistice nu vor avea copii, vor avea, numai cu mare greutate. Dacă s-a prins sarcina, în timpul sarcinii, dacă se folosește în cantitate prea mare, poate să producă avort, pentru că conține niște alcaloizi specifici sau chiar halucinații poate să producă. Deci, ca atare, vedeți că, mai ales plantele care le cunoaștem mai puțin, este foarte important să le folosim așa cum trebuie. Da, mergem la alte plante pentru că sunt multe. Năprasnicul, despre care am mai vorbit și care vorbit, este cunoscut pentru... Este cunoscut, aici merge foarte bine și chiar în cantitate destul de mare. Soia se poate, pentru că soia este bogată în fitoestrogeni, mai ales în izoflavone, dintre care genisteina și daidzeina. Putem să folosim produse din soia, mai ales că ovarele polichistice, în general, la femeile tinere. Și prin creșterea, prin această cantitate de fitoestrogeni, vom ridica ștafeta estrogenilor și ca atare suntem mai aproape de echilibru cu hormonii bărbătești. Crețișoara, la fel, se recomandă atât pentru echilibrarea, aici echilibrează progesteronul cu estrogenii,
Dar crețișoara este importantă și în fertilitate, deci am mai vorbit, iar când e vorba de ovare polichistice, crețișoara este specifică hipergonadismului. Deci, odată în hipersutism și în al doilea rând de scădere, de inhibare a producerii de hormoni bărbătești. Crețișoara este și planta care stimulează asimilația calciului natural. Totdeauna calciul este important, indiferent la orice vârstă am fi, și crețișoara face acest lucru. Brânca ursului, despre care am vorbit la fel, să nu ne repetăm, lemnul dulce este recomandat, conține fitoestrogen din grupa a doua, deci flavonoide sau cumestani, dintre care cel mai frecvent, în cantitate mai mare, este glicerizina, un fitoestrogen care reglează cei doi hormoni principali, estradiolul și estrona. Totdeauna acești doi hormoni trebuie să află într-o anumită proporție. Și în ovare polichistice se întâmplă frecvent ca estrona să fie în cantitate mai mare decât estradiolul. Și atunci creșterea estradiolului, scăderea estronei, numai că echilibrează. Acest lucru poate face lemnul dulce, printre puținele plante care acționează direct pe cei doi hormoni. Lemnul dulce reglează sinteza de cortizol, hormonul stresului, reglează sinteza de cortizon cu rol antiinflamator, cu rol antidurere. Deci, lemnul dulce are multe efecte, numai că și la lemnul dulce totdeauna trebuie să studiem și contraindicațiile și modul de folosire, pentru că o să vedem, de exemplu, că nu se folosește în caz de hipertensiune arterială. Sunt câteva lucruri de care trebuie să ținem cont. Dacă ținem cont, nu se întâmplă nimic. Altfel, apar probleme secundare care nu știm să le explicăm. Și cred că este una dintre plantele care trebuie folosită o perioadă limitată. Deci nu este ca și... Sunt anumite plante care nu au efecte negative și pot fi consumate frecvent. Aveți mare dreptate. Lemnul dulce cu siguranță nu poate fi folosit decât o perioadă limitată de timp. Ok, foarte bine a spus. Deci sunt plante care le folosim o perioadă limitată, sunt altele care le putem folosi timp, așa, la lung, așa cum este, de exemplu, năpraznic cu brânca ursului. E o problemă. Încoace, nici de cum. Tot așa, trifoiul roșu. Tot așa îl folosim sub formă de tratamente recomandate pentru o anumită perioadă de timp. Trifoiul roșu, iar e o plantă specifică în ovare polichistice, chiar că trifoiul roșu apare la... Am citit niște studii unde apare că trifoiul roșu, substanțele active din inflorescențele de trifoi roșu și frunze, apar ambele folosite, pot chiar să inhibe o enzimă care produce proliferare celulară în cadrul endometrului. Pentru că toate dereglările astea de hormonale pot să ducă de multe ori la tumor la nivelul mucoasei uterine endometrului. Și trifoiul roșu conține o substanță care inhibă enzima care face acest lucru. Să spunem despre multe plante, dar să amintim câte putem. De exemplu, toate semințele aceste carminative, printre care anason, fenicul, mărar, toate sunt recomandate femeilor cu ovare polichistice, în primul rând pentru reglarea ovulației, reglare hormonală. Sunt cele mai multe dintre ele au și caracter galactogen, adică stimulează lactația în perioada când trebuie, bineînțeles, dar toate aceste plante stimulează digestia, reglează digestia, care este foarte importantă la femeia cu ovare polichistice. Da, și mai trebuie să spunem, dacă tot ați spus de mărar, că este indicat doamnelor care au sâni mici și vor sâni mai mari. Da, acum se folosește foarte mult tinctura de mărar, care joacă un rol asemănător cum joacă puierarea. Știți că v-am spus, da, de puierarea lobată, puierarea mirifică, cele două plante, care, în general, am zis că le folosim pentru femeile tinere, le putem folosi pentru fete la pubertate, când se formează, să se formeze bine și frumos de la început. Dar și în alte perioade,
Dar acum, dacă tot este la modă să avem sân și foarte multe doamne doresc să aibă sân mai mari pentru că așa doresc partenerii de viață sau pentru că au un ideal pe care vor să-l urmeze? Acum știu că se vorbește foarte mult la ora actuală despre acest lucru. Și costă și mai puțin decât un implant. Și mai sănătos, când are reacții secundare. Și vă mai spun că se poate folosi sau se pot folosi aceste plante și mai târziu, nu numai la femeile tânere, pentru că când apare menopauza, apare o degradare, așa apare astăzi tuturor, împiedică lăsatul, deci dezastre fermitate a sânilor și sânii pot deveni tot în forma naturală, frumoasă, lucru care ne poate ajuta această plantă. Da, mărarul. Mărarul. Tinctura de mărar, am văzut că e cel mai mult să recomandă, dar în general mărarul și sub formă de infuzie, sub formă de decoct, ori, sub orice formă, fructele de mărar. Bun, mergem mai departe. Scorțișoara. Am gândit să o spun, să o amintesc, nu că ar face atât de mari minuni pe linia reglării hormonale, dar are un rol important pe linia diminuării rezistenței la insulină. Asta e lucru iar foarte important, pentru că asta înseamnă că organismul are insulină, dar nu poate folosi cum trebuie. Iar vine scorțișoara, care am vorbit noi odată despre scorțișoară. Există scorțișoare de două tipuri, una dintre ele care o putem folosi foarte mult, cealaltă care o folosim mai puțin, dar în general, să zicem, o linguriță rasă sau jumătate de linguriță putem folosi zilnic, pentru că e o cantitate care nu mai contează ori pentru cine. Și este și un bun dezinfectant, din câte mi-am are multe calități, bun înțeles, dar acum mă gândesc la aspectul acesta. Da. Semințele de in. Semințele de in chiar sunt recomandate în mod deosebit femeilor cu ovare polichistice, am putea să spunem că și celor cu exces de estrogeni. Semințele de in conțin fitoestrogeni din grupa a treia, adică numite lignani. Acești lignani odată ajută la reglarea hormonală, dar constituie și o protecție pentru cancer de endometru, cancer de sân. Semințele de in, din punct de vedere al ovarelor polichistice, au un caracter de inhibare, de oprire, adică nu pot, nu de oprire, numai de inhibare, de încetinire, să spunem corect, a producerii de hormoni androgini. Faptul că semințele de in conțin fibre solubile și insolubile, ne gândim imediat la caracterul de detoxifiere al colonului, la curățirea grăsimilor, a colesterolului de pe vasele de sânge, deci purificarea sângelui. Iar prin conținutul mare de acid graș esențial tip omega-3, ne gândim la caracterul antiinflamator și tocmai acest acid graș omega-3 au rol și în reglarea ovulației. Deci vedeți cât sunt de importante și le putem folosi fie așa simplu în salate sau le putem introduce în râșniță, facem acea pulbere pe care o diluăm cu apă, cu lapte sau nu. Sau așa rămân în forma în care sunt și amestecate cu puțin iaurt. Exact, exact. Poate deci, să constituie micul dejun ideal? Cum să nu? Da, semințele de in au atâtea beneficii pentru organismul omului și mai ales aici am văzut că sunt recomandate în mod deosebit. O plantă specifică despre care n-am vorbit poate niciodată, menta creață. Există o specie de mentă, menta crispa, se numește din punct de vedere științific. N-am vorbit. Dacă în grădinile țărănești, eu știu că exista, nu știu dacă există și la oraș, deci e o mentă care are frunzele mai mare, mai rotunde și așa sunt strânsă, parcă sunt șifonate. Poate de aici denumirea de menta creață, comparativ cu menta piperita pe care o cunoaște multă lume, care are frunzele simple și dacă le-ai privi pe cele două plante, menta piperita și menta crispa, ai putea gândi că sunt alte plante, dar ele sunt surori bune. Deci această plantă are niște substanțe active care efectiv contribuie la reglarea celor două categorii de hormoni, adică
reduce hormonii bărbătești, reduce testosteronul și stimulează sinteza de hormoni feminine. Deci e o plantă specifică și cu rezultate. Și care este la îndemâna noastră. Să știți că există. Eu știu că în combinații, de multe ori, noi folosim menta piperita, menta crispa, menta longifolia, pentru că unele, de exemplu, menta longifolia e mentă foarte bună, dar e sălbatică, deci cu ulei din flora spontană. În schimb, astea alte două sunt din flora cultivată. Să nu uităm de salvie. Salvie e planta care se folosește pentru înlăturarea durerilor, crampelor, uterine de tot felul, pentru calmarea irascibilității, a nervozității care apare la femeile cu ovare polichistice. Este parte, normal, noi o știm ca și planta care reduce bufeiurile, reduce transpirațiile nocturne, masive. Salvia este planta care poate să regleze și temperatura corpului. În ovare polichistice, de multe ori, este de mare eficiență uleiul esențial de salvie. Uleiul ajută în reglarea hormonală, dar uleiul ajută și în prevenirea problemelor care apar la nivelul părului. Că în cadrul acestor femei apar niște probleme fie de subțiere, fie de îngroșare a părului, dar urmează căderea. Deci împiedică căderea, împiedică albirea părului. Deci încărunțirea, deci previne sau lungește timpul de până la apariția totuși că la momentul. Și cum poate fi folosit uleiul acesta? Păi se diluează cu ulei presat la rece și se dă pe păr. Scrie acolo dacă sau dacă nu scrie, accesăm intern nu pe internet și există. Intern se poate folosi? Intern. Da, bun înțeles, dar vedeți că la folosirea internă există niște folosiri mult, mult mai severe, pentru că trebuie o anumită diluție, pentru că poate să ardă, chiar de fapt și exterior poate să ardă dacă nu folosim diluția care trebuie. Și intern, dacă e vorba de intern, 1-2, maxim 3 picături pe zi, acela dizolvat în ulei sau se poate dizolva chiar și în apă sau în ceai. Am înțeles. Suntem la finalul emisiunii. Bine, să mai amintesc o frază de final, atunci, dacă vă rog. Imediat, skindufu, să nu îl uităm. Serenoa repens, arborul acela care folosesc bărbații pentru protecția prostatei, este de mare eficiență pentru femei, că de data aceasta la femei elimină, adică întârzie, previne apariția caracterilor masculine, deci masculinizarea femeii și inhibarea hormonilor. Și în final, acum există mai multe tipuri, mai multe probleme pe care le duc femeile, fie că este vorba de prea puțini estrogeni, fie că este vorba de exces de estrogeni, ovare polichistice, toate sunt grele în felul lor, dar în fiecare dintre acestea ne putem ajuta cu plante, într-o anumită măsură, pentru că plantele, fitoestrogenii din plante, au o acțiune hormonală asemănătoare, că nu e acțiune hormonală, e asemănătoare cu acțiunea hormonală mult mai ușoară și de aceea nu au efecte secundare. Pentru că se pot folosi substituenți hormonali, dar știm că totdeauna sunt foarte multe reacții secundare. Iar niciodată nu se va elimina medicul, nu vom face noi tratamente de capul nostru, totdeauna după ce s-a stabilit un diagnostic. Exact. În primul rând, cel mai important e diagnosticul. Și apoi restul. Și apoi restul. Mulțumesc, vă aștept și data viitoare. Cu mare plăcere. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi la emisiunea Doctorul Naturii. Mulțumim că ne urmăriți. La revedere!